Bună seara, ediție specială de Fanatic Super League aici pe Prima Sport 1. Vă așteaptă spectacolul declarațiilor și al exclusivităților. Suntem cu Vivi Răchită, Viorel Moldovan și Robert Niță, toți șocați de acest rezultat, pentru că ăsta este adevărul. Rezultat șoc în Giulești, Rapid, CFR 1-4. Încă din prima repriză, CFR conducea cu scorul de 4-0. Absolut incredibil ce am văzut în această seară, un alt meci de neuitat din play-off-ul Super League. Bineînțeles, întrebarea serii este dacă Bergodiș va da demisia astăzi după meci la declarațiile live sau dacă nu, dacă va fi demis. În mod sigur, variante există pentru Rapid, Mutu, Șumudică și așa mai departe. Meciul s-a terminat într-o atmosferă extrem de sumbră, tot stadionul a scandat demisia minute în șir împotriva lui Cristiano Bergodi. Cred că va fi foarte complicat. Bineînțeles, vom vedea și vă vom ține la curent cu tot ce se întâmplă, dar cred că va fi foarte complicat Bergodi în această seară să scape de demitere și să rămână în continuare tehnicianul celor de la Rapid. În acest moment, CFR-ul vine la 7 puncte de FCSB. Cu atât mai interesantă se anunță partida de mâine dintre FCSB și Craiova și suntem foarte curioși să vedem ce se întâmplă în minutele următoare. V-am spus, vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă în această seară. O victorie de echipă mare a CFR-ului, nimeni nu mai înțelege nimic, cred că Adrian Mutu cu atât mai puțin, de la 0-4 la Hunedoara în fața unei echipe de Liga a doua, iacătă la 4-1 împotriva Rapidului, o victorie, nu, Robert, în manieră de echipă mare a CFR-ului, a doua repriză a contat mai puțin. O victorie fără dubii, CFR-ul clar echipa mult mai bună, mult mai prezentă. E adevărat că jocul începe de la 2-0, minutul 7, deja pe o greșeală a Ioanii se face 2-0, dar nu există nicio scuză pentru rezultat, pentru atitudine în primul rând și iată, chiar dacă glumeam un pic amar la începutul meciului cu declarația domnului Dican, a speculat forma mai puțin bună a Rapidului și practic 4 au luat, 4 au dat. A, da. Și e interesant ce va spune, ce va comenta și Adrian Mutu, pentru că este diferență în 4 zile de la cer la pământ, de la o prestație jalnică împotriva unei divizionare B la galopul ăsta de sănătate în Giulești. Poți să te gândești puțin și la teoria conspirației că jucătorii l-au lucrat pe Mutu la Hunedoara, pentru că am văzut două echipe complet diferite. Azi am văzut CFR-ul pe care îl știam. Da. Jucător bun, valoare, experiență, pragmatism, fotbaliști de milioane de euro care fac diferența. Deac, atenție, trei pase de gol. Da? Da. Bârligea, hat-trick, a marcat mai mult Bârligea într-un singur meci. E primul lui hat-trick al lui Bârligea, dar Bârligea a marcat mai mult în primul meci decât Alibec și Pușcaș în acest sezon, da? Ca să înțelegeți despre ce e vorba. O echipă a CFR-ului care trece, cum să spun, cu autocarul pur și simplu peste un Rapid. V-am spus, atmosfera este extrem de tensionată în acest moment în Giulești. S-a scandat minute și demisia și suntem foarte curioși să vedem declarațiile lui Cristiano Bergodi. O să le prindem live, bineînțeles, pentru că aceasta este marea întrebare a serii. Rezistă în această seară Bergodi? Așa? Păi nu, nu-și dă demisia, dar bineînțeles, poate să fie demis. Da. Nu? Da, ai văzut, nu vă lasă Rapidul la greutate. Da, ceferiștii. Petrolul, da, ceferiștii voștri. Voi, dacă ați luat voi 4 găzdailor, hai să luăm și noi tot 4, tot acasă. Echipele care joacă într-o nuanță de asta, de bleu, așa, dar asta marchează câte 3-4. ADN-ul. Și voluntari. Nu vă o lăsată? Nu, era pe noi, pe anii 90, 80, 90, ne eram ABA. Noi și ei. Uite, dacă noi am luat 4 la 6. Să nu fiți voi din nou. Da, să nu fiți noi. Bun, am văzut, Robert, din păcate, un Rapid 0 mijloc, da? 0 da, apărare, rapidul. Foarte mult 0, da? Un singur gol al lui Rahmani, noroc a mai schimbat Rahmani, ca să zic așa, acest 0, dar bătut măr, Bergodi, bătut măr rapidiștii în această seară. O dezamăgire de formație am văzut. Da, o echipă slabă care n-are nimic în comun cu o echipă care se bate pentru locurile fruntașe, pentru locurile 1-3, că ăsta este obiectivul și a fost de la începutul campionatului. Am spus că discutam aici înainte de meci, cred că diferența se va face în benzile terenului, unde Otele clar este net superior lui Brown, face
absolut tot ce vrea. Am văzut inclusiv la un moment dat, ca să și glumim un pic și ne cerem scuze dacă jignim pe cineva, dribla un patru lave. Am văzut undeva în dreapta, jucătorii CFR-ului în dreapta, în direcția lor de atac, când cade un jucător, să redresează așa în patru lave și trece de un jucător al Rapidului. N-am înțeles nici schimbarea tânărului Bădescu, știți că am mai discutat aici. Nu înțeleg de unde această obsesie de a juca indiferent de rezultat cu doi închizători, ori Albu cu Waidă, ori Djokovic cu unul dintre ei doi acolo, când ar trebui să-ți asumi niște riscuri până la urmă, că avem și experiența neplăcută a jocului de la Craiova, când și în superioritate numerică se întâmplă aceleași lucruri care se întâmplă și în seara asta și din păcate vedem că persistă și nu sunt soluții. Bun, e de demis Bergodi, Viorel? Eu sunt în stare de șoc, încă nu mi-a revenit, dacă cineva spunea înainte de joc că aceasta va fi desfășurarea. Scuză-mă, te întrerup puțin, că avem o primă legătură telefonică foarte interesantă, foarte interesantă. Fostul tehnician până acum două zile, trei zile al CFR-ului, Adi Mutu, este la telefon. Adi, te salutăm, bună seara! Bună seara! Bună seara. Salut, Adi, salut! Ești la fel de șocat ca noi sau și mai șocat? Nu sunt șocat, asta este fotbalul, câteodată sunt lucruri, nu le poți explica. Dar cu atât mai mult îmi întrește, s-a întărit decizia, pentru că eu chiar n-am putut să trec peste cele și avem și dreptate, pentru că diferența a fost foarte mare ce a jucat echipa campionat și cupă. Bun, dar nu ești puțin șocat de la 0-4 la Hunedoara, la 4-1, o victorie în stil de mare echipă? Ce s-a întâmplat cu jucătorii ăștia? Că tot aceiași fotbalist sunt. Exact, nu știu ce s-a întâmplat. Nu, problema nu este ce s-a întâmplat pe Giulești. Problema e ce s-a întâmplat la Hunedoara. Aia e problema. Acolo a fost o problemă. Nu, pe Giulești, eu cred că, bine, chiar dacă scorul, să zicem, este exagerat, într-adevăr, CFR a avut o prestație solidă, dar și Rapidul a avut o prestație, să zic, mai puțin reușită, ca să spun așa, de care a profitat. Dar faptul că a câștigat pe Gilești nu e chiar așa o surpriză. Deci, a demonstrat că poate să câștige împotriva doar cărei echipe. Ai privit oarecum cu tristețe ce s-a întâmplat azi? Nu. De ce să... Păi nu, că nu mai ești antrenorul CFR-ului. Păi, a fost o decizie pe care am luat-o și a fost o decizie gândită, pentru că, când am spus în campionat, eu am fost mulțumit de echipă și faptul cum am jucat noi în campionat. Pentru că în 10 etape în campionat, suntem pe primul loc mai la toate capitolele de când am venit eu. Eram pe primul loc la toate capitolele aproape. Deci nu asta m-a surprins de evoluția CFR-ului. M-a surprins pe mine într-un mod neplăcut și decizia pe care am luat-o, pentru că n-am înțeles ce s-a întâmplat cu echipa la Hunedoara. Asta e și faptul că nu s-au respectat în zonă și competiția unde jucam și era și un motiv important pentru club și rezultatul militor o echipă de Liga 2, eu nu am putut să trec peste. Deci acum nu cred că am trecut peste. Tot mă gândesc la acel meci și asta e. Bun, eu, Adi, eu o să te întreb direct, că mă știi. Crezi că, știi că există această discuție în spațiu public de vreo 2-3 zile? Te-au lucrat jucătorii la Hunedoara? Au vrut să scape de tine? Nu cred. Eu nu cred în acest. Dar nu poți să neci că te-ai gândit poate și la asta. Nu m-am gândit, Horia, pentru că nu pot, nu este în mentalitatea mea și mă gândesc la astfel de lucruri. Adică noi am avut evoluții solide în play-off și contra Craiova și contra Lusepsi și, bineînțeles, chiar dacă echipa era, să spun, la nivel fizic și la medical, eram aveam o mare problemă, dar foarte mult accidentat și astăzi le pare că câțiva jucători marșilați, azi ce schimbări au făcut. Erau 11, dar în afară de toate astea, am spus faptul că echipa practic s-a stins la Hunedoara într-un moment că noi trebuia să important pentru club și pentru noi. A fost ceva inexplicabil peste care nu am putut să trec. Nu e ceva. Eu cred că am fost o decizie de onoare pe care am luat-o, pentru că așa am considerat că după acel meci mi-era foarte greu să ieri pe jucător, pentru că m-am simțit trădat la meciul acela. Nu,
în era punct de vedere. Și sincer, nu te-ai gândit măcar, ținând cont, că sunt convins, ai primit telefoane, teorii, nu te-ai gândit nicio secundă că poate jucătorii au vrut să scape de tine? Pentru că, Adi, e cel puțin ciudat ce se întâmplă. Vedem azi un CFR solid, cum îl știam, iar la Hunedoara un meci în care parcă jucătorii nu știau cum să-și saboteze, să se saboteze și pe ei, dar să-și saboteze și antrenorul. Nu te-ai gândit la asta? No, că puteau, no, că au vrut să scape de tine? Nu, cred, nu, că pentru că era atmosferă foarte bună în vestiar, nu, nu au nicio problemă cu jucătorii și nu au văzut de ce. Ați văzut și ce declarație de dat după aia, nu știu, au ca pe o meci, ca pe o evoluție, au pe un punct zero, să spun, o evoluție care se poate întâmpla, știi, la echipe de genul acesta, să fie un shutdown total, să nu-ți iasă nimic și să iei bătaie chiar de la Liga 2, care, pentru altfel de bravo, nu e echipă rea. După că foarte bună cu lui. Dar totuși e Liga 2. Probabil a fost acea zi neagră care are parte toate echipele, nu numai CFR-ul. Am înțeles. Văzând CFR-ul de astăzi în Giulești, regreți că ai demisionat? Nu regret, pentru că m-am spus că cupa e cupa, a rămas, rezultatul a rămas. Și nu, eu am zis că trebuie să am onoare și să-mi dau demisia pentru și n-ai nici cel mai mic regret văzând prestația de azi? Nu. Că poate puteai tu să fii pe bancă în seara asta? Nu am spus, pentru că pentru mine când s-a rupt ceva și s-a rupt în timpul meciului la 3-0 cu bancă și azi demisione, s-a rupt ceva și s-a terminat. Am înțeles. Spune-mi un lucru, dacă primești în această seară sau mâine dimineață ofertă de la Rapid, te duci? Da, nu vreau să vorbesc despre aceste lucruri, pentru că e un moment neplăcut pentru Rapid. Nu ar fi frumos să pun o presiune în plus, dar Rapid e o echipă care mie m-a plăcut, m-am simțit foarte bine la Rapid. Deci, am lucrat foarte bine cu conducerea, cu toți, cu patronii și cu Daniel. Și cunosc foarte bine ce înseamnă Rapid. Ești ca acasă, cum se zice. Exact. Și chiar astăzi am fost în bază, deci era avut băiatul meu meci. Deci, nu, ce să zic, nu pot să răspund la întrebarea asta din așa un spirit de colegele tatăl care le-am față de Argodici. Știu, dar te simți ca acasă în Giulești și asta știe toată lumea. Da, păi asta știe toată lumea, normal, de aceea și fiul meu joacă în continuare la Rapid și s-a rămas legat de Rapid, asta știe toată lumea. Am înțeles. Bun, nu poți să negi că poate te gândești și la Rapid, nu? Asta nu poți să negi. În momentul ăsta nu mă gândesc la nimic, mă relaxez, mă uit la meciuri, nici nu vine să mă uit la meci, mă uit la meciul ăsta pentru că jucau două foste echipele mele și m-am uitat, era interesant să văd și ce reacție au jucătorii după cupă, dar în rest încerc să mă relaxez, să mă liniștesc și mă vedea ceilalți. Bun, ca o concluzie la ce am discutat, în două, trei vorbe, cum ți s-a părut meciul, de ce CFR a zdrobit azi Rapidul? Nu, eu cred că Rapid a avut o evoluție ștersă astăzi. Nu a jucat ce trebuia, iar CFR-ul a profitat la maxim ca tot ce a avut. De asta, eu cred că chiar dacă diferența e mare, nu e doar datorită CFR-ului pentru evoluție, ci poate și din cauza evoluției lipsite de consistență Rapidului. Pentru că cred că pentru Rapid era în ultima șansă să poată să facă ceva asta. M-am păcat după locul 4 și eu chiar vorbeam cu Cristina de ziua lui, când l-am sunat de ziua lui și îi spuneam, bă, vedeți că... Cu Cristi cui? Cu Săpunaru, nu? Da. Așa și? Și nu, vorbeam și că spuneam și erau conștienți și ei că e cam ultima șansă de a putea spera încă la campionat, chiar dacă este foarte... Bârligea? Ce să... Da, Bârligea n-am avut niciodată... Tot timpul am avut încredere în el și știam ce poate. Gândește-te că noi ca echipă eram pe primul loc la ocazii create dintre toate echipele din ligă, dar la o diferență de 20-25 de ocazii față de a doua clasată. Și era doar o chestiune de timp să intre și golurile astea. Am avut ocazii clare și cu Craiova, au avut ocazii clare la 1-1 și cu Sepsi și n-a putut să înscrie, iar acum a zis, l-a lovit mingea în cap la primul gol și a înscris. Când iese, intră un atacant, intră. Am înțeles. Deci ăsta e adevăratul CFR. Asta e adevărata forță ce am văzut azi în Giulești.
Exact, asta e CFR-ul. De aceea am fost foarte dezamăgit după rezultatele din cupă. Știam ce poate echipa și am spus, dar o discrepanță prea mare între campionat și cupă. A fost incredibil, pentru că noi în campionat am adică eu în echipa mea în campionat, foarte mulțumit. Schimb, în cupă, discrepanța a fost foarte, foarte mare, s-a văzut și astăzi. Deci ăsta e CFR-ul, nu cel la care a fost în cupă. E regulă, Adi, îți mulțumim mult de tot. A fost Adrian Mutu cu primele reacții aici la Prima Sport, reacții foarte interesante. A spus printre rânduri multe Adrian Mutu, da? A zis la un moment dat, m-am simțit trădat la Hunedoara. Haideți să vedem ce spun învingătorii. Avem o primă reacție de la Bârligea. Hat-trick Bârligea, primul hat-trick în campionat. A mai dat în cupă, parcă cu Dumbrăvița sau ceva de genul ăsta. Și asta vroiam să vă spun, Bârligea a marcat într-un singur meci cât au înscris Alibec și Pușca și de la începutul sezonului. Are cuvântul eroul acestei seri. Bună seara, omul meciului în această seară, 3 goluri pentru tine. Cum este această victorie în Giulești? Bună seara. A fost foarte importantă victoria pentru că trebuia să ne revenim de rezultatul de săptămâna trecută și sunt foarte fericit pentru echipă, pentru tot ce au pus în teren și au luptat ca o adevărată familie. Hat-trick pentru tine, te-au lăsat să iei mingea, hat-trick curat, într-o singură repriză. Da, momentan m-au lăsat să o iau, sper să o duc și acasă, că acolo este locul și sunt foarte fericit. Înainte de a începe să ne spui așa puțin despre meci, cum ai trăit tu meciul, spune-ne cum ești, pentru că am văzut, ai ieșit pe targă, ne-am speriat așa un pic. Da, cu siguranță nu vreau să ies pe targă, dar nu știu, arbitru a chemat targa și de acolo nu știu ce. Ok, dar și eu m-am speriat un pic, dar e tot ok acum. Am controlat și e ok. Ce să mai creadă lumea despre CFR? Rezultatul cu cei de la Horvinul parcă într-o antiteză totală față de ce am văzut astăzi și cum de astăzi așa și atunci invers. Da, pentru că fotbalul nu se bazează pe ceea ce scrie pe hârtie, dacă o echipă valorează puțin sau mult. Mingea e rotundă și totul se poate întâmpla, se vede și la echipele foarte mari și în ligile foarte mari și de fiecare dată trebuie să fii atent și să dai totul pe teren ca să câștigi. În meciul ăla nu a dat niciunul din noi și știm asta și am vrut să ne răsplătim de la meciul ăla și s-a văzut în seara asta și sunt foarte fericit pentru colegii mei. Un meci al suferinței, așa se spunea despre acest duel cu Rapid. Cu ce credeți că i-a surprins voi? Pentru că e o înfrângere umilitoare pentru ei. O înfrângere, este doar o înfrângere. Nu contează dacă știți cu 1-0, 4-1, nu contează. Important că noi ne-am revenit și trebuia să ne revenim. Cu siguranță, să zicem, posibil că ne-a dat un șoc nou Corvinu și am revenit pentru asta și am făcut ce trebuia făcut. Cum s-a resimțit această săptămână cu plecarea lui Adi Mutu? Pentru că am văzut și un lucru interesant după primul gol, v-a strâns toți la bancă. Da, toți. Am vrut să sărbătorim așa ca o familie, să ne strângem toți în brațe pentru tot ce s-a întâmplat și să dovedim că noi suntem aici și vom lupta până la sfârșit. Cine v-a ajutat așa în pregătirea acestui meci? Mister cu siguranță ne-a ajutat pentru că l-am avut și ca coechipier și Mister Hoban. Da, Mister Hoban și are mentalitate de învingător și chiar îmi place cum luptă, cum are încredere în noi mai mult și încrederea în noi este foarte foarte importantă. Mâine seară suporterii Craiovei în meciul dintre CSB și Universitatea Craiova? Noi ne gândim la ceea ce facem noi, ne gândim deja să pregătim meciul cu FCSB și nu ne interesează momentan ceea ce fac ceilalți, fiecare cu meciul lor. Mulțumim tare mult! Seara frumoasă! Da, am revenit în direct, suntem aici cu Vivi Răchită, Viorel Moldovan și Robert Niță. Haideți să vă dau și o super exclusivitate, marca Fanatic. Dan Petrescu vine săptămâna viitoare și semnează cu CFR Cluj. Aceasta este bomba, ca să spun așa, acestei seri. Bineînțeles, vor fi negocieri interesante cu Neluțu Varga, dar Dan Petrescu, repet, va veni săptămâna viitoare în România și șansele să preia din nou pe CFR Cluj sunt de peste 90%. Sunt informații
cum să spun, de ultimă oră, de ultimele minute pe care le-am primit în exclusivitate. Deci vine Dan Petrescu. Deci nu vă mai vedea patru ori. Azi vă aduce aminte că data trecută vine Dan Petrescu după ce Minteoan interimar și câștigă vreo 5 jocuri. Face 15 puncte. Crezi că mai vedem CFR-ul marcând 4 goluri de pasare? 4 goluri poate într-un tur de campionat sau în câteva etape. Nu. Dar vorbeam noi înainte de meci. Nu, că nu dar știi ce se întâmplă? Știți? Cred că e mai puțin important când ai 35 de milioane datorie ca și club la patron să faci spectacol, să dai 4 goluri în Giulești. Trebuie să adun puncte, să câștigi trofee. Da. Să ajungi într-o grupă, să iei banii de deci asta este, să ajungi. Asta ajungi este informația serii. Dan Petrescu vine la Cluj săptămâna viitoare. Negocierile deja peste 50% sunt rezolvate. Bineînțeles, o să mai continue, dar sunt șanse, repet, de peste 90% ca Dan Petrescu să fie noul antrenor al CFR-ului. În partea cealaltă, bineînțeles, așteptăm să vedem ce se întâmplă la Rapid, dacă Cristiano Bergodi își va da demisia sau nu. Ultimele informații, o să vedem, încă nu vreau să mă hazardez, ar fi că Bergodi nu va veni la declarații. Se pare că Bergodi nu va veni, nu știm, vedem, acestea sunt informațiile care le-am primit din Giulești. Haideți cum ar veni să se și confirme. Avem foarte multe reacții, deja o să-l vedeți și pe Ciprian Dea, care are un discurs de mare campion, imediat după pauza de publicitate, dar iată, acestea sunt informațiile legate de antrenor marca Fanatic. Dan Petrescu vine săptămâna viitoare să semneze cu CFR Cluj, un nou comeback acestui tehnician care a scris istorie pentru fotbalul românesc, dacă bineînțeles se vor înțelege, lucrurile se vor închide, iar Bergodi, aflăm ce se întâmplă în seara asta, rămâneți cu noi. Vivi, cum ți s-a părut așa, pe scurt, până în publicitate? Un minut. Păi, o primă remiză în care CFR-ul a subordonat Rapidul, a început foarte bine, a jucat sus, a marcat mult, pentru că îl are pe acest Deac, Deac care a urcat foarte mult în zona centrală, a dat pase de gol și uite că Bârnigea a marcat 3 goluri și Bârnigea cred că a jucat mai bine decât a vorbit la interviuri. Asta, dar eu mă gândeam cu asta cu Dan Petrescu. S-a părut că e Răducioiu. Mi-am adus aminte de Răducioiu, mai înțeles. Asta cu Dan Petrescu, știi cu ei strica seara? Lupanin. Lu? Lupanin. Poate nu s-a uitat. Panin îmi spun că în seara asta nu mai doarme. După, da. În schimb, ca joc, CFR-ul, o echipă solidă. Am văzut CFR-ul ăla care marchează din faze fixe, care marchează din unduiuri, care ăsta, și s-a apărat și bine. Deci s-a apărat ca până la Dan Petrescu, cred că se face trecere. Și nici în a doua repriză, Rapidul n-a mai avut puterea mentală să facă acel forcing. Puțin, 57, publicitate, revenim, mai am niște surprize pentru dumneavoastră. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Rămâneți cu Fanatic Superliga aici la Prima Sportul. Da, am revenit la Fanatic Superliga. Haideți să mergem să vedem ce spune capitanul Rapidului, Săpunaru. Foarte bine, Radu, dar erau pentru noi și de acolo ieși corner și de acolo s-a terminat tot. Am avut o repriză, prima repriză de coșmar, a doua repriză am încercat să revenim și noi pe tabelă. Mai am câteva ocazii, dar nu știu. Ce se poate spune după o astfel de primă repriză la pauză? Ce s-a întâmplat în vestiar la pauză după o repriză, cred că nu greșesc dacă spun cea mai slabă din acest campionat, după mult, mult timp? Mai era ceva de spus în vestiar? Nu? Păi nu, asta e interesant. Ce poți spune? Nu mai era nimic de spus în vestiar. Singura chestie care am spus, o să jucăm fotbal a doua repriză, că altfel ne facem de râs. Am mai pățit toată anul trecut. Cristi, dar cum se explică? După ce câștigați derbiul cu FCSB, echipa are o cădere, multe, multe meciuri nu le mai câștigați. A fost un derby, s-a terminat, am avut e 3 meciuri de atunci. E o statistică, o întâmplare? Sau? Nu știu ce statistică, nu știu ce s-a întâmplat, n-am așa cum, nu știu. Nu e rușine de suport, nu e rușine de toată lumea. Dacă nu ne schimbăm mentalitatea și nu înțelegem că la fotbal nu e chiar așa de simplu cum par lucrurile, o să cădem în prostie și o să ne batem pentru locurile 5-6. Cumva play-off-ul ăsta foarte schimbat pentru voi, în condițiile în care exista acea, eu știu, hai să spunem, statistică, cu meciurile împotriva echipelor importante, cu care adunaseră cele mai multe puncte. Și acum, iată, în play-off, unde jucați numai cu aceste echipe, 3 meciuri, 3 înfrângeri. Statistici
Nu, adică voi făceați meciuri bune împotriva. Statistici. Și pe mine mă interesează prezentul. Mă interesa meciul de acum, indiferent de ce s-a întâmplat înainte, mă interesa meciul ăsta să-l câștigăm. Era obligatoriu să-l câștigăm. Eram obligat să câștigăm, mai ales în fața suportului. Că vin la fiecare meci, e plin stadionul și noi le oferim zile fripte. Poate au intrat și colegii tăi cu gândul că sunteți favoriți, să spunem, în duelul acesta al suferinței, pentru că și CFR-ul venea cu foarte mulți accidentați. Nu există să intre... CFR-ul a venit cu echipa bună, nu știu. Au în lot 20 ceva de jucători, cum avem și noi, și nu... jucător bun, jucător slab sau nu. Ok, am intrat cu echipa bună, noi am intrat cu echipa, cea mai bună echipă care a liniat-o Mister, și am fost penibil. Prima repriză... Nu știu, trebuia să... Dăm afară 11, să intre alți 11. Hai! Stadionul a cerut demisia, Cristi. La 4-0 chiar tot stadionul. Până la 4-0 doar... E de vină, Mister, că pentru prima repriză. E cel mai ușor de schimbat antrenorul, de cele mai multe ori. Nu poți da afară 11 jucători. Trebuie să realizăm și noi jucătorii, că atunci când se schimbă un antrenor, proporție mare este vina noastră. Ai rămas pe tunel la finalul partidei, nevenindu-se să crezi probabil ce s-a întâmplat. La ce te gândeai în acele momente? Pentru că... Păi la ce nu mă gândeam, dar nu... A rămas că eram așteptat la doping. Mai contează ce... Sunt prea supărat și... Nu știu... Noi, în sezonul ăsta nu țin minte o repriză ca asta. Adică... Dacă știe vreun coleg din echipă vreo repriză mai proastă decât asta, mai slabă decât asta, să vină să spună că eu nu țin minte niciuna. După ce vă limpeziți așa mintea, cum vă faceți planul? Cum continuați lupta? Și luptă să continuăm. Următorul meci. Stăm să mai facem calcul. Următorul meci trebuie să mergem să câștigăm, dar să ne prezentăm la meci totuși, în ocazie. Mulțumim. Mulțumesc și o seară. Da, Cristi Săpunaru, un discurs până la urmă de campion. Chiar a avut un discurs. El spune să schimbăm mentalitatea, să ne schimbăm mentalitatea, dar tot el spunea acum câtva timp, după nu știu ce joc, că nu mai e ce a fost înainte în vestiar și mentalitatea e diferită, este o mentalitate de campioni și dispare dintr-o dată mentalitatea. Bați pe FCSB 4-0, pac, a dispărut. Bun, haideți să facem tur de orizont, da? Vivi, trebuie demis Bergodi? Da. Da, eu l-aș fi demis după meciul Craiova. Bun. Viorel. Ceva trebuie să se întâmple. Na, numărul cu din astea, Viorel. Da, ceva trebuie să se parcă ești la Bistrița. Eu aș fi schimbat mai repede. Bun, zim direct. Da. Bun, Robert. Da. A? Da. Da? Deci avem trei de da? Vedem o echipă cu frica de a câștiga, o echipă labilă psihic care la primul gol să prăbușește și nu vorbim numai de meciul din seara asta. Haideți și tu un da ca să mergem în turul următor. Eu sunt moderator. Eu știi ce aștept? Eu vreau un da, îl aștept pe domnul Bergodi la declarații. Nu există așa ceva. Dar nu există așa ceva, Robert. Da, e obligat. Nu, trebuie să vină la declarații. Poate vine la conferință, poate vine mai târziu. Dar eu aștept declarațiile domnului Bergodi, pentru că eu știu că e un tip curajos. Nu mi s-a părut un tip fricos. Vreau să vedem. Toată lumea, o țară întreagă așteaptă declarațiile și explicațiile domnului Bergodi. Asta că își dă demisia, că nu știu, dar măcar niște explicații așteptăm cu toții. Te rog, vedem o echipă labilă psihic, repet, o echipă care are teamă de rezultat. Ne legăm mai mult de meciul de la Craiova, când în momentul în care Craiova egalează 1-1, tu cu superioritate numerică clachezi, iar ce se întâmplă în seara asta din minutul 7 după primul gol venit întâmplător, o lovitură cu umărul, Bârligea se ferește de minge, lovește număr, se duce în poartă, după aceea greșeala lui Ioani, deja era clar că va fi o seară neagră, pentru Rapid. Ceea ce spune și voi aici, cred că ar fi singura variantă în momentul de față, nu ca Rapidul să-și atingă obiectivele anul ăsta, ci ca Rapidul să poată pregăti anul viitor când se dorește câștigarea campionatului. Eu cred să atingă obiectivul primele trei. Eu cred totuși că va veni. Eu cred totuși că Bergodi va veni. Mie mi s-a părut bărbat întotdeauna Bergodi. Nu cred că se va ascunde chiar acum. Chiar dacă știi cum e. Doamne, numai în pielea lui Bergodi. Da. Să nu fie câtă tristețe. Care-s variantele? În ordine Șumudică și Mutu? Păi Șumi deja a făcut tratat pe Podogrand. Da? Te-a sunat? E deja în parcare. E în parcare.
Și Mutu, poate fi, de ce nu Dan Petrescu, dacă se întoarce Petrescu în România? Dan Petrescu, nu, eu cred. Unde? La Rapid? Nu, nu mai fost. A fost Giovanni președinte. Mergi pe mâna mea, pierdem timpul pe pista asta. A fost că era domnul Becali președinte. Nu înțelegi că Dan Petrescu s-a înțeles cu Neluțu Varga? Ce? Și Panin? Nu, Panin să fie sănătos. Apropo de Neluțu Varga, avem un prim mesaj pe care mi l-a trimis patronul CFR-ului pe telefon și vă-l citesc. O declarație oficială pentru Fanatic Superliga și, bineînțeles, pentru Prima Sport. O declarație scurtă, o reacție din partea lui Neluțu Varga. Mi-a trimis-o acum, n-am mai avut timp să facem carton și așa mai departe. Sunt convins că va fi redat așa și spune așa: domnul Varga, sunt foarte, foarte, foarte... De 3 ori a scris: fericit și le mulțumesc tuturor băieților pentru atitudinea cu care au răspuns la solicitările mele, dar mai ales la tristețea mea după partida de la Hunedoara. Acum a văzut toată lumea că era nevoie să fac un șoc. Poate că unii m-au condamnat, dar repet, am simțit nevoia să fac un șoc pentru că echipa era căzută. Nu vreau să vorbesc despre campionat. Suntem momentan la 7 puncte de FCSB, ei sunt favoriți, dar în fotbal se poate întâmpla orice, spune Neluțul Varga. Vreau doar atâta să subliniez faptul, CFR nu a murit, spune Neluțul Varga. ADN-ul de campioni, să nu uitați, că văd că uitați foarte repede, că am fost ani de zile campionii României, este acolo, n-a dispărut și nu va dispărea niciodată de la CFR. În această seară în Giulești am arătat ca o echipă care poate să se bată la titlu. Așa a arătat formația noastră, iar acest ADN nu se poate pierde niciodată. Acesta este ADN-ul pe care l-are CFR, pe care, repet, toți au uitat că a dominat fotbalul românesc. A spus Neluțu Varga pentru Fanatic, o declarație, zic eu, echilibrată. Da, dânsul spune creează un șoc, Adi Mutu ne spune că decide să renunțe, să-și dea demisia. Care a fost șocul? Sau de unde e șocul? Nu, ceva a fost și acolo. Ceva probabil a fost șocul. Nu pleca Adrian doar de dragul. Probabil că șocul a fost. Și președintele a plecat și Neluțu Varga s-au dus la jucători. După ce au plecat cei doi președinte și antrenorul, au luat jucători. Și cred că asta a vrut să scoată în evidență faptul că jucătorii au înțeles mesajul pe care patronul clubului l-a transmis echipei jucătorilor. Ca să glumim așa, Marlu Adi Mutu e ieșit implantul de păr, Neluțu Varga a ieșit implantul de antrenor, nu? Că după 0-4 la o echipă de Liga a doua, câștigi în Giulești, unde se câștigă greu, cu 4-1 după un joc consistent. Asta a fost... cam de unde să-l iei, Vivi, e minutul 7-2-0. Okay. E Giosu, cam și noi. Hai, să fim serioși, dacă vrei să faci meciul, dar totul îți faci meciul ușor, totul e favorabil. Dar am văzut după aceea o echipă solidă, fără opoziție, dar am văzut acțiuni senzaționale, dezvoltate de către CFR. Am văzut un Keita la mijlocul terenului, metronom, mi-a plăcut foarte mult, ce bine a stat Otele, Avonu. Deci am văzut niște jucători, au ieșit la rampă, niște elemente foarte, foarte bine astăzi. Practic primele două goluri după ceea ce pățești la Craiova îți vine dintr-o lovitură cu umărul și o greșeală mare de portar. E clar că psihic, mental ești în cap, știi ce s-a întâmplat la Craiova, începe și lumea să mai mărie, cu toate că galeria încurajează echipa pe toată durata jocului, dar e greu să mai revii să intri în joc. Peluza n-a stricat demisia. Singurul care n-a stricat demisia, Peluza. Nu știu, dar s-a auzit destul de tare și până la urmă... Sunt curios pentru că se vorbește de continuitate, se vorbește de încredere. Antrenorul e adevărat că încă este un obiectiv, dar sunt curios cum vor fi gestionate lucrurile. E o seară grea pentru Berbodi. E o seară grea pentru conducerea Rapidului. E o seară grea în care cred că dacă va scăpa, va fi la limita limitelor. Adică în seara asta îi trece glontele, îi mușcă din urechea lui Berbodi și o să vedem dacă va rămâne antrenorul Rapidului sau nu. Vă dați seama, probabil că acum acționarii discută ce s-ar putea întâmpla, dar la cum a arătat Rapidul azi, fără speranță, mi-e foarte greu să cred. Și... pentru că aici e un mare risc. Stai să ne înțelegem. Ratez să pierzi cupele europene. Șucu bagă milioane, bagă milioane, bagă milioane, bagă milioane. Da?
Așa, Șucu bagă milioane, repet, Șucu bagă milioane, da? Și o spun obsesiv, da? Nu poți dacă ai ratat cupele. Da, așa, dacă atenție, atenție, dacă ratezi cupele europene, este un sezon complet ratat din toate punctele de vedere. Și uite-i pe patron cum cheltuie bani. Să vezi și un joc. Până la urmă, că despre asta discutăm, să vezi, să vezi la Craiova ceva. N-ai nicio scuză. N-ai, nu există scuză. Iar referitor la ce ne întrebai tu, cred că singura variantă viabilă în momentul de față și cu trecut rapidi și cu întoarcerea publicului către echipă și dorința celui implicat, așa? Cred că cea mai bună variantă în momentul de față este Șumudică. Șumudică. Bine, care și merită o șansă. Da. Și da. Șumudică da. Chiar merită o șansă. Dă-i-o acum. Da. Acum merită. Da. Bun, hai să vedem ce spune Ioani, portarul Rapidului, cea mai slabă prestație a lui Ioani de când a venit în Giulești. Bună seara, înfrângere dureroasă pentru voi în această seară. Ce ar fi de spus după acest eșec? Bună seara, în primul rând. Ce mai poate să mai fie de spus după un astfel de rezultat decât că ne pare rău pentru ce s-a întâmplat în prima repriză, pentru că nu ne-am ridicat la nivelul meciului, la tot ceea ce trebuia să facem în teren pentru a câștiga. Ce pot să spun decât că eu personal sunt foarte dezamăgit de ce s-a întâmplat în seara aceasta. Doar că se cam repetă. Și acest lucru nu este bine pentru echipă. Și la Craiova am avut 45 de minute cu un om în plus și am încasat două goluri, unde trebuia să facem un rezultat foarte bun, să câștigăm. În felul în care am arătat în prima repriză. În seara aceasta, prima repriză a fost o repriză dezastroasă. În a doua repriză am încercat, dar din păcate nu am mai putut face nimic. Îți imaginai că poți să înceapă atât de prost play-off-ul pentru voi cu 3 meciuri, 3 înfrângeri și, nu știu, găsești așa explicații de ce? Cum ai spus și tu, Craiova, acum în plus, cu Farul, prima etapă, la fel, nu v-ați regăsit cumva. Acum iată această înfrângere usturătoare contra unei echipe care venea după un rezultat rușinos în cupă. Da, nu știu ce explicație pot da, doar că nu ne-am ridicat la nivelul acestui meci. Tu ce anume îți reproșezi în seara aceasta? Ce îți reproșezi? Ce să reproșez? Că am luat 4 goluri. Mai mult de ce pot să-mi reproșez? La toate 4? Păi, când se ia gol, și eu poate puteam să fac mai multe. La ce se poate gândi Rapidul în aceste momente, apropo de faptul că la un moment dat toată lumea vă dădea principala candidată a FCSB-ului în lupta la titlu? Da, încă avem șanse să ne îndeplinim obiectivul, chiar dacă, nu știu, mi-e greu să cred că ne mai putem bate la titlu după ce s-a întâmplat în ultimele 3 etape. Însă avem un obiectiv, nu suntem departe de el, să zici că este un sezon ratat, mai sunt 7 meciuri, mai sunt în care trebuie să ne trezim și să fim altfel față de cum am fost în ultimele 3 meciuri. S-a strigat demisia, atât la golurile 3-4, cât și la finalul partidei. Vă temeți că vă puteți despărți de antrenor? Da, nu știu ce vină are mister că n-am jucat în halul acesta. Trebuie să ieșim cu capul în față, să ne asumăm ce s-a întâmplat pe teren astăzi, pentru că, după părerea mea, el nu are nicio vină, că noi am fost dezastroși în seara aceasta. Ce v-au spus suporterii la final? Au încercat să vă și încurajeze, dar au fost și câteva discuții acolo între voi și ei. Nu știu, ce v-au spus? Pentru că i-au cântat tot meciul, da. Ca de obicei. Pe mine m-au chemat și mulți dintre cei care au venit acolo mi-au spus că ei au încredere în noi și că trebuie să luptăm mai mult. Mulțumim!
Da, Ioani Bergodin n-a apărut încă la niciun fel de declarație. Vă dați seama că l-așteptăm cu sufletul la gură. Aceasta este marea întrebare, dacă își dă Bergodi sau nu demisia în această seară. Vă dați seama, situația este mega delicată. Nici nu știi ce să facă un antrenor într-o asemenea stare, da? Ce părere ai? Mister n-are nicio vină. Auzim asta cu mister n-are nicio vină. Păi înseamnă că voi, cei care jucați și l-absolviți de vină pe mister, ori n-aveți valoare să fiți la Rapid, ori nu sunteți conștienți că sunteți la Rapid, ori nu știți care e obiectivul clubului. Noi nu căutăm vinovați, sapi, spășitori. Dar echipa asta intră în play-off și de trei etape nu bate pe nimeni. Indiferent că are om în plus, indiferent că are 1-0, indiferent că e condusă, echipa asta nu e echipa aia care era înainte, tot cu Mr. Bergodi. Atenție, acum nu îl crucificăm pe Bergodi. Dar dacă jucătorii spun că Mr. n-are nicio vină, înseamnă că responsabilitatea în totalitate este la jucători. E o problemă atunci. Pleacă jucătorii sau pleacă antrenorul? Când vreodată pleacă jucătorii și în mijlocul sezonului, în mijlocul play-off-ului. Dar nu e bună nici asta cu așa, hai să punem pătura pe cariera lui în seara asta nu mai Mister, e foarte greu. Știi cum e, jucătorii, ce să zică jucătorii, dar numai Viorele, n-ai cum să mai pui pătura. Am spus, trebuie să întâmple ceva. Dacă Rapid vrea să prindă locul, primele trei, trebuie să... Că tot miroase. Din păcate, dacă nu faci un șoc, miroase a sezon ratat. Și nu, acum peste numai... 10 milioane asta investite. Asta e, bravo, Robert, nu mai e sezon ratat cu un milion. Acum cu 10 milioane. Păi vine Borza, păi 800-900 de mii. Vine Rahmani, Burmaș, 6-700 de mii. Craznici, 7-800. Petrila, 7-800. A Ioanei, 400. Adică nu mai merge acum că... Nu mai merge, iar e dureros. Păi ei cei mai buni jucători de la CFR... Djokovic. Cei mai buni. Care vine și Djokovic. Nu iei pe cei mai buni. Îi iei pe unii. Cum e Djokovic? Îmbălsămat. Vine are pensie specială Djokovic. Înțelegi? Deci nu pleacă degeaba. Nu-l dau degeaba FCSB-ul. Nu. Și pe el și pe Oaie. El e primul. Viorel, el e primul care are pensie specială. Nu te dau degeaba. Scuză-mă, publicitate și revenim doar câteva minute. Scurtă pauză. Da, suntem din nou în direct, ediție specială de Fanatic Superliga. Vivi Răchită, Viorel Moldovan și Robert Niță. Între timp, bineînțeles, am dat telefoane, ne-am interesat. Bergodi nu va fi dat aseară, nu va fi dat afară în această seară. Aceasta e informația pe care colegii de la Fanatic au aflat-o, este 100%. Deci Bergodi, cel puțin și în această noapte, cel puțin până mâine, va rămâne tehnicianul Rapidului și s-ar părea că până la urmă își va păstra postul și pentru partida viitoare, unde joacă acasă luni cu Sepții. Acestea sunt informațiile de ultim moment. Haideți să vedem ce spune și Cristiano Bergodi, aflat într-un moment foarte delicat al carierei. Bună seara, domnule Bergodi. Da. Ce ar mai fi de spus după înfrângerea aceasta? Cred eu nimic. Din păcate, a fost un meci, o primă repriză de cosmar și... Nu putem spune nimic și ne-au dat 4 gol pe greșelile noastre și asta a fost meci după s-a terminat, după prima repriză. Cum de atât de rău prima repriză, domnule Berlei? Părea că nu înțelegeți ce se întâmplă. La un moment dat vă uitați, nu știați ce să faceți mai repede. Când te dau un gol, 2 minute 7, e normal că după jucătorii au și căzut din punct de vedere psihic, pentru că am stat 2-0 pentru ei după 7 minute. E normal că a fost tot, din păcate, greșelile și, repet, sincer, la pauză ați fi vrut să faceți mai mult de 3 schimbări? Bine, la pauză ar trebui să schimbăm toți, adică nu numai jucători, antrenorul, toți, pentru că să stai 0-4 la pauză, cred eu că ce se poate spune. De fapt, nu e că sunt vinovați cine a ieșit, pentru că oricum trebuia făcut ceva normal, nu? Dar a fost așa, din păcate, toți suntem vinovați pentru acest rezultat și asta a fost. Băieții spuneau, își puneau o întrebare retorică, este oare vinovat antrenorul la acest rezultat?
pare că nu, spuneau ei. Totuși s-a strigat demisia. Da. Cum ați perceput-o dumneavoastră? Acum am perceput, e normal că suporterii sunt supărați. Nu e că demisia era pentru mine, dar e normal că erau supărați pe toți. Adică e normal că oricum antrenorul se iau de antrenorul. Asta cum l-am perceput. E normal, vin la stadion, ne-au sprijinit până la sfârșitul meciului, după e normal că... Bine, pentru că asta ar trebui să facă suporterii, să sprijine echipa până la sfârșitul meciului, chiar dacă au cântat tot meciul și al doilea repriză, când era deja eram 4-0-4 pentru ei, și după normal te iai de toată lumea și e normal că antrenorul e principal vinovat. Dumneavoastră ce vă reproșați? Eu acum în acest moment nu pot să, pentru că analizele astea fac după, întotdeauna am fost o persoană care fac o analiză despre mine, mi cer și mult pentru că sunt exigent în ceea ce mă privește, dar e normal, nu acum nu pot să spun ceva pe la cald pentru că ar fi, nu știu. Dan Șucu iese și sper să nu greșesc, mulți băieți buni, puțină fermitate. Ce vrea să zică domnul Șucu cu această... Mulți băieți buni, puțină fermitate, adică... Nu e nimeni. Nu-ți cunosc termine fermitate. Adică să pună piciorul în prag, să pună cumva... Nu, patronul poate spune orice normal. Dar la patronul, ce nu, nu știu la ceea ce se poate... La ceea ce se referă, nu știu, sincer. N-am înțeles, nu pot să dau un răspuns. Au fost mulți care după meciul cu Craiova au spus că ar trebui să plecați dumneavoastră. Sincer, vă temeți că ați putea fi demis? Pentru că știm cum se întâmplă lucrurile. Nu pot să răspund la acestea. Asta sunt întrebările că normale că se fac întotdeauna, dar nu neapărat trebuie să eu să spun că trebuie să fie o demisie sau îmi dau demisia. Cioè, e un meci de fotbal, am pierdut, e adevărat, într-o manieră că nu ar trebui să pierdem așa, într-o această manieră, cum am pierdut, pentru că prima repreză, repet, a fost de Cosmar, dar... Rămâne acesta după, sunt, cum se va spune, evaluare, apreciez, sunt acolo, sunt conducători și nu stau eu cu părere. Sunt multe semne de întrebare în capul dumneavoastră, ținând cont de acest start de play-off pe care cu siguranță nu vi-l imaginați. Da, e normal că mi pare foarte, foarte rău de acest lucru, pentru că era o echipă care parcă i-a dispărut pe 10 martie. A dispărut după această meci cu FCSB, pentru că și chiar dacă am jucat ok la Craiova, la Cufaru, nu e că am făcut meciuri slab, dar din păcate nu ne regazim, cum se spune așa, nu ne regazim și a fost 3 infringere, repet, echipa che e un păcat pentru că este o echipă cu jucători de valoare foarte buni, dar ce se poate spune... Nu e ușor pentru un antrenor după un meci cu acest scor, când aveam toți încredere că puteam remedia, no, la aceste 2 infringeri din play-off și acum stăm și cu al 3-lea infringere. Pentru ce continuă lupta? Pentru ce se mai bate rapid? Lupta în continuare, întotdeauna, pentru obiectivul că era 1-3 și vom în continuare... Să facem ceva, pentru că e normal. Ce putem face? Mulțumim. Mersi. Da, nu prea era râsul lui Bergodi. Era râsul lui Bergodi, dar nu era râsul lui Bergodi. La vestiar, informații de ultimă oră de la Cristi Coste, care este la stadion și care ne transmite tot, nu a venit nimeni în vestiar după meci, nici un acționar, nici domnul Angelescu, nici domnul Șucu, deci nimeni n-a venit să vorbească cu jucătorii. Și v-am spus, informațiile noastre 100% sunt că nu se va întâmpla nimic în această seară cu Cristiano Bergodi, nu va fi demis și se pare că nici mâine
se vor gândi acționarii la noapte, vor avea mâine o ședință și domnul Șucu și domnul Angelescu și bineînțeles Daniel Nicolae, dar șansele sunt de peste 80-90% ca domnul Bergodi să rămână antrenorul Rapidului și în partida cu Sepsi. Deci se pare că până la urmă capul lui Bergodi nu va cădea după acest eșec rușinos. Acum Rapidul știe cel mai bine dacă trebuia să facă un șoc în această seară sau nu trebuia să facă un șoc în această seară, dar v-am spus, Cristiano Bergodi se pare că va rămâne pe bancă și la partida cu Sepsi, foarte importantă. Rapidul se bate în continuare pentru cupele europene. Haideți să vedem ce a spus la ieșire, o declarație foarte scurtă a domnului Șucu, patronul Rapidului, un patron trist, dezamăgit, supărat și care practic a avut o seară, cred eu, mai grea și mai urâtă chiar și decât seara înfrângerii împotriva Universității Craiova. Ce e greu după rezultatul ăsta? Sunt convins ca și toți cei rapidiștii sunt extrem de dezamăgiți. Prea mulți băieți de treabă în club și prea puțină fermitate. Avem nervi. Când îl ții hotărât soarta domnului Bergodi? Da, după cum v-am spus, da, dar v-am zis, avem informații la Fanatic, Bergodi se pare că va rămâne și împotriva lui Sepsi. Vedem noapte, e sfertnic bun, e sfertnic greu. Dar declarația asta e îndreptată și cred că și către altcineva, nu doar de... Către cine? Către Nicolae? Sau împotriva cui? Avem foarte mulți băieți buni în club și prea puțină fermitate. Deci cred că e undeva și pe la executiv. E clar că sunt lucruri care deranjează, dar la felul cum a spus-o de fiecare dată, are încredere în oameni, vrea continuitate, dar probabil s-a ajuns la o anumită limită. Robert, mai vreau să aducă. Dar până la un moment... Asta a investit 10 milioane. Cât s-a investit? 10 milioane. Robert, știi cum e? Poate că de fermitate ar trebui să dea dovadă și patronii. Poate și patronii, apropo de ce vorbește domnul Șucu. Nu cred că mai poți să continui așa. E greu. Și țineți minte ce vă spun. O să vedeți ce meci are Rapidul la Sepsi. Da. Da, cred că joacă în deplasare, nu? Nu, acasă. Nu, joacă ca o meci. Mai vreau să spun ceva, dacă îmi permiți 10 secunde. Și nu cred că este întâmplătoare lipsa asta de forma a Rapidului, lăsând coincidențele cu ce s-a întâmplat și data trecută după meciul FCSB. Nu mai gata, vă rog, nu mai mă omorâți cu FCSB-ul. Nu, ați nebunit. Gata, opriți-vă. Rapidul, de când a intrat în play-off, nu joacă nimic. Farul nimic, la Craiova s-au făcut de râs, astăzi s-au super făcut de râs. Din seara zilei de 10 martie începe Ramadanul. Da. Care ține până pe 9 aprilie. Așa. Rapidul are ceva jucători musulmani în echipă. Ah. Cred că și aici trebuie să ne uităm puțin. Da, dar pare și Bergodi intrat în Ramadan. Dar rezultate. Da, mie așa mi se pare și Bergodi. Cam toată lumea. Și România a intrat în Ramadan. Da. Bun, hai să vedem ce spune antrenorul secolului. Anghel Iordănescu a fost la meci. Avem o scurtă declarație și a lui Anghel Iordănescu. Iar apoi revenim, bineînțeles, o să încercăm să luăm cât mai multe reacții. Mai avem emisiune până undeva după miezul nopții. Stați împreună cu noi, cu Fanatic Superliga și, bineînțeles, cu Prima Sportul. Acolo, mulțumim. E greu de înțeles. Greu de înțeles, în mod special fotbalul românesc. Acum câteva etape, dacă nu mă înșel, Rapidul pe Arena Națională a zdrobit FCSB. Acum câteva zile, CFR-ul a fost zdrobit de dumneavoastră. Iar acum vine la București și zdrobește Rapidul. Și toate au fost cu patru. Toate au fost pe 4 goluri. Exact. Este o victorie meritată a CFR-ului. A jucat mai bine, a controlat jocul, a avut ocazii și au creat ocazii. Dar, repet, nu mai poți să analizezi sau nu mai poți să înțelegi fotbalul românesc și în mod special Rapidul. Dumneavoastră, ce credeți de ce s-a întâmplat asta? Nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva, dar trebuie să vorbim de mentalitate, de profesionalism. Jucătorii noștri, în general, fotbalul românesc, suferă la acest capitol la mentalitate. Ce credeți că rivalul domnului Bergodi? Are o bine antrenor? Bergodi, credeți că...
Dacă mai e ce să întâmplă și cred eu că se face să avem câștigat campionatul, și din legătura cu adevăr, dacă mai iau CFR Cluj, m-a jucat în seara asta. Scuzați-mă expresia că voi am întrebări care au fost pus peste noapte, deci fără întrebări, iar la Pitoveți va fi tot cum de vreo mână. Analizat în altul și trebuie întotdeauna. Da, Anghel Iordănescu, antrenorul secolului, dar Robert, ce vrei să spui? Nu știu dacă referitor la investițiile care s-au făcut până în momentul de față, suma investițiilor, sumelor investite în jucători îți garantează și atingerea obiectivului. Că uite, vedem ce se întâmplă pe niște decizii luate în timpul jocului care schimbă soarta jocului sau nu aduc nimic nou în joc, să scrie istoria. Și aici l-am văzut și pe domnul Bergodiu, spune că până la urmă este un joc de fotbal. Da, sunt de acord că este un joc de fotbal, dar este un joc de fotbal unde ai niște obiective la finalul anului, în care trebuie cu fiecare meci să te apropii de atingerea obiectivului. Și a zis la conferința de presă, scuză-mă, că asta e informație de ultimă oră, s-a dus și la conferință domnul Bergodi și probabil că acolo a fost întrebat frontal, pentru că la Fleș n-a fost întrebat frontal. Da. Domne, vă gândiți să vă dați demisia? Nu înțeleg de ce n-a fost întrebat frontal la Fleș, nu înțeleg de ce unor colegilor le e frică pur și simplu să pună niște întrebări din astea directe, pentru că tot așteptam întrebarea asta la Fleș, dar mai ales când ești live, domne, îți dai demisia? Puneți întrebarea. Da? E normal, e o întrebare firească. Da. Mai ales în context. Și a spus la conferința de presă domnul Bergodi că nu se gândește la demisie. Să-și dea demisia. Încă speră că poate atinge obiectivul, că poate îndeplini obiectivul, dar cu un dar aici nu depinde numai de dânsul. Și avem și paralela, dacă vrei, domnul Varga, Adi Mutu versus Balaș. Varga n-a avut nicio problemă să taie cu sabia. Nu. Că cine și-a dat demisia, că nu și-a dat-o, că nu știe. S-au luat niște decizii, idee că Mutu, idee că Mutu și Balaj nu mai sunt la nu CFR. Mai sunt la CFR. Și după, ce Mutu și Balaj nu mai sunt la CFR, vin Giuleș da, se câștigă. Bine, nu că erau acum de vină Mutu și cu Balaj, dar știi cum e. Se întâmplă ceva. Cum să spun? Crezi ceva. Pe de altă parte, e la fel de adevărat că nu-ți garantează nimeni că dacă... Uite, îmi scrie Cristi Balaj că se uită la emisiune, la cum au jucat astăzi fostul președinte, m-au făcut să mă simt mândru, da? Spune Cristi Balaș. Hai să vedem ce spune și Ciprian Dea, că unul dintre cei mai buni oameni de pe teren, capitanul practic al CFR-ului și omul de care se leagă cele mai mari succese, și revenim. Bună seara, Ciprian, victorie pentru voi în această seară în Giulești și pare că CFR-ul a reînceput să joace fotbal după umilința de la Corvinu. Da, mă bucur că am avut o reacție. A fost o săptămână foarte grea în care v-am spus și la conferință dinaintea meciului că nu știu ce s-a întâmplat cu noi. Ne-a fost o rușine foarte mare după meci și ne-am adunat, am vorbit să avem o reacție, să schimbăm fața acestei echipe, pentru că știam că suntem o echipă de valoare, știam că putem câștiga aici și mă bucur că am câștigat. Mă bucur că am dovedit încă o dată că nu ne dăm bătuți. A fost o victorie muncită, ne bucurăm pentru Ovi și domnul Feri Dican, care au venit alături de noi cu sufletul. Vrem să dedicăm această victorie și staffului care a plecat, în special lui Adi Mutu, care a făcut o treabă bună din punctul meu de vedere. Ce s-a întâmplat la meciul cu Corvino a fost un accident și v-am spus că noi am fost principalii vinovați, dar din păcate au suferit ei. Ne pare rău și pentru președinte, pentru domnul președinte că a plecat. Am spus și înainte că cei care trebuia să suferim eram noi jucători. Părea însă, Ciprian, că nu vă mai simțiți bine în angrenajul cu Adrian Mutu. Părea din teren, parcă nu mai erați voi. Iată acum CFR-ul arată o față cu care ne-a învățat. Când crezi că CFR-ul nu mai are nicio șansă, revine, iată. Cumva și am văzut și acele momente în care v-ați îmbrățișat cu toți, inclusiv cei de pe bancă, toți v-ați dus și v-ați îmbrățișat după primul gol. Da, pentru că v-am spus că a fost o săptămână grea în care
Cred că nimeni din jucătorii CFR-ului nu au ieșit pe stradă. Am stat în casă, ne-a fost rușine de ce s-a întâmplat. Dar mă bucur că am avut reacție, pentru că asta vreau să aștept de la echipa CFR. Suntem bucuros, sincer, pentru că dacă în seara asta nu făceam un meci bun și nu câștigam, eu cred că o luam în jos. Deci Adi Mutu ar trebui să stea liniștit, nu a fost lucrat de jucători așa cum erau anumite zvonuri. Dar nu s-a pus problema, nu știu de unde au apărut aceste zvonuri. Adi a avut o relație foarte bună cu toți jucătorii. Chiar am practicat un fotbal bun, nu știu ce ai zis, că nu am avut un joc legat, pentru că am văzut o statistică de când a venit Adi Mutu, am fost echipa cu posesia cea mai bună, dar posesia într-adevăr, posesia, da, nu câștigă meciuri. Am avut și mult ghinion. Acum vom vedea ce va fi. Va trebui să muncim în continuare. Suntem pe locul 2. Așteptăm un rezultat mâine, așteptăm meciul de duminica viitoare, în care dacă noi vom câștiga, acum depinde și ce se va întâmpla mâine seară, încă mai sperăm, cu toate că, să fim sinceri, este foarte greu. Te-ai dus la Cristi Săpunaru, care era căzut și l-a încurajat un pic după meciul ăsta. Ce ai spus? Da, pentru că știu ce am simțit eu la ultimul meci, la acel 4-0 care am pierdut. Da, l-am și felicitat pentru că a fost ziua lui. Îmi pare rău că i-am stricat ziua, dar mă bucur că am câștigat noi. Da, e un jucător bun, un jucător de mare experiență și asta e, în fotbal ați văzut. Acum câștigi, mâine pierzi. Fotbalul se poate schimba de la o săptămână la alta. Cu ce a surprins în seara asta și cum ar trebui să continue CFR-ul? Cu ce am surprins? Eu cred că s-a văzut din primul minut că am vrut să câștigăm. Cred că am avut dorința mai mare. Am și reușit să marcăm repede, să ne facem meci ușor și era clar că la 4-0, a doua repriză, am vrut să gestionăm acest rezultat, să încercăm să închidem spațiile și să nu primim gol. Pentru că e clar că la 4-0 nu mai avea rost să atacăm. Scurt așa pe final, cu pasele, vrei să câștigi locul întâi? Ai ajuns la 10 pase, sper să nu-ți fi luat din ele de gol în acest sezon. Ți-am luat? Da. Câte ai? Nu știu, dar mai mult. Da? Cred. Așa m-am auzit. Nu, doar din Liga 1. Mă referam doar la Superliga. Da. Oricum, un pasator decisiv, iată că... Nu, sincer, nu mă interesează. Pot să fiu cel mai slab dacă echipa câștigă. Pentru că eu îmi iau salarul dacă echipa câștigă, nu dacă dau eu 5 goluri și echipa pierde. Mulțumim tare. Seara frumoasă. Seara bună. Da, Cipi Deac la al 20-lea sezon de senior, da? Ca să ne înțelegem. Da? Sezonul 20 din cariera de seniori. Un monument, un monument. Ciprian Deac, monument. Bun, o să revenim imediat după publicitate. Înainte de publicitate, un nou anunț, zic eu, interesant. Pot să vă anunț oficial că începând de mâine Cristi Balaș se va alătura echipei Fanatic Superliga și bineînțeles echipei Prima Sport. Începând de mâine, fostul președinte al CFR-ului Cristi Balaș va fi analistul pe arbitraj, specialistul pe arbitraj aici la Fanatic Superliga. Iată-te, facem și noi transferuri, nu doar echipele. Și după publicitate rămâneți, pentru că vom mai avea reacții și vreau să disecăm golurile. Robert e pregătit și mai ales golul de 4-0 al CFR-ului, care a fost o capodoperă. Ar fi nedrept să nu vorbim despre acest gol, pentru că vedem viorele minunat. Publicitate și revenim. Suntem din nou în direct, ediție specială de Fanatic Superliga cu invitații mei, invitați de mare valoare, Robert Niță, Viorel Moldovan și Vivi Răchită. O seară specială, numai meciuri deosebite în acest play-off cu niște rezultate incredibile. Haideți să facem un rezumat, da, al acestei seri. CFR-ul vine la 7 puncte de FCSB și atenție, da, bineînțeles, vedem ce se întâmplă mâine în FCSB Universitatea Craiova, că se poate întâmpla orice. Atenție, este la 7 puncte de FCSB și are două partide
vede în play-off. CFR-ul nu a jucat încă cu FCSB-ul, da? Deci, teoretic, există posibilitatea să ia 6 puncte FCSB-ului. Teoretic, da. Apoi, în ciuda acestui rezultat, Neluțu Varga vrea să-l aducă pe Dan Petrescu. Fanatic a anunțat în exclusivitate că Dan Petrescu va veni săptămâna viitoare. Toate detaliile discuțiilor și toate detaliile contractului le găsiți pe site-ul nostru, pe fanatic.ro. Șanse foarte mari să descalece, a nu știu câta oară, Dan Petrescu, un super antrenor, nici nu are sens să mai discutăm. Vă dați seama ce show va fi și cu Dan Petrescu. Iar ultima informație, cel puțin în seara aceasta, Bergodi nu va fi dat afară și sunt șanse foarte mici să se întâmple asta și mâine. Da? Bergodi, într-o proporție majoritară, nu știu acum cât, că e 51%, că e 90%, dar proporția este mare din informațiile Fanatic, ce am reușit să discutăm și cu acționarii așa foarte repede, fără niște declarații oficiale, pe surse, se pare că Bergodi va rămâne antrenorul Rapidului și împotriva lui Sepsi. Asta e situația, Vivi. Ca să zic așa, da. Situația s-a pus Batista pe țambal. Da. Îmi povestește Cristi Coste, care e la stadion, încă și îmi spune că Bergodi era atât de distrus Horia că l-am salutat când a intrat la conferință, pur și simplu nu a auzit. Era cu capul în pământ și la conferință s-a uitat cu privirea numai în pământ, parcă aștepta ghilotina. Bergodi. Se pare că ghilotina nu va veni. Vom vedea mâine. Mâine, da, e mâine, că e 23:46, dar se pare că patronul Rapidului, domnul Șucu, nu îl va da afară pe Cristiano Bergodi. Să tot ai un patron ca asta. Vreau și eu un patron ca asta. Da, nu știu câtă putere va mai avea Bergodi. Dacă e așa cum ai spus tu, îți dai seama că te afectează toate aceste lucruri. Te apasă, vezi că nu avansezi, echipa nu joacă ce și-ar fi dorit antrenorul. Nu știu dacă va reuși să scoată echipa din criză. Nu știu dacă va reuși să se scoată pe el din criză. Nu? Robert, că despre asta e vorba, da? Îți dai seama, Șumi, că își dă palme acum. Bă, nici de data asta, bă, chiar așa. Până la urmă, Șumi, adică înainte de toate, e un mare rapidist. Da. Care își dorește de ceva timp, e de 7-8 ani plecat prin străinătate, își dorește să ajungă la Rapid, dar... Există un dar, este un proiect acolo, depinde de ceea ce gândește domnul Șucu, ceea ce gândesc domnul Șucu și Angelescu, bineînțeles și cu președintele Nicolae, dar au mai spus-o, eu mi-aduc aminte cu momentul când a fost seria aia de rezultate proaste, l-au invitat la masă și îl întrebau ce jucători mai are nevoie, când toată lumea s-a așteptat să-l invite să semneze rezilierea. Informațiile sunt că... În seara asta nu se va lua nicio decizie. Informațiile sunt că celălalt acționar, domnul Angelescu, nu prea mai e mulțumit de Bergodi. Cam astea sunt informațiile. Domnul Șucu, îl știi foarte bine cum e, cum să spun, tatonează, a spus bine, noaptea nu un sfetnic bun, așa, bineînțeles se va gândi și domnul Angelescu, pentru că și Angelescu e un tip foarte echilibrat, dar din informațiile noastre, Angelescu e tentat spre o demitere a lui Bergodi. Până la urmă, tu știi că e permanent, domnul Șucu clar, și Angelescu au dialog. Dar mai un lucru important, da. Cred că suma la care se ridică clauza de reziliere exact, pentru câteva... Eu știu că se ridică undeva în jurul a sumei de 200.000 de euro. Adică dacă îl dau afară pe Bergodi... Mai are contract un an din vară, încă un și an. Și dacă îl dau afară pe Bergodi... Mai are un an de contract. Scuze-mă, trebuie să-i dea 200.000 de euro? Mai are un an de contract. Te gândești. Un an și un pic. Te gândești că... Hai că avem și pe domnul Cristescu, fostul acționar principal al Rapidului la Trevon. Bună seara, domnul Cristescu. Vorbim numai la ser din astea, vai de capul vostru de rapidiști. Numai la din astea vă sunăm. Vai, vai Steaua noastră. Da, chiar că nu Steaua, da, mă rog, da, da. Domnul Cristescu, știu că sunteți un tip direct. Dacă erați patronul Rapidului în seara asta, îl dădeați afară pe Bergodi sau nu? Cu siguranță, da. De ce? Aia, pentru că nu, uite, ultimile trei etape și nu aia, și pierd meciuri importante cu echipe slabe, la Botoșani, Iași. Din păcate, ce nu pot să înțeleg, și chiar nu înțeleg și nu înțelege nimeni. Avem o echipă extrem de valoroasă, probabil cea mai bună echipă din campionat, cu jucători de mare calitate și de mare valoare. Uitați-vă de curiozitate pe banca de rezerve și o să vedeți, nu cu surprindere, o să vedeți o realitate. Marea majoritate a celor care sunt pe banca de rezerve sunt extrem de valoroși și pot face față cu brio în orice echipă din campionat. Echipe de vârf vorbesc. Și atunci dacă tu ai la dispoziție, ai un patron, cum este domnul Șucu, care ți-a dat absolut tot ce ți-a pus la dispoziție, tot ce ai vrut, ți-a adus super jucători,
ăla e pe Angelescu, ăla e pe Nicolae, adică ai o conducere extraordinar de, de competentă și de competitivă. Atunci, ce se, poate, ce se mai poate spune decât că este vina antrenorului? Vă întreb ceva, vă rog. Îl plac pe Bergordi ca om, este un om deosebit cu caracter, un om delicat, un om finut și asta, dar nu cred că poate face față la pretențiile și cerințele Rapidului, a galeriei, a conducerii, adică nu este pentru câștigarea campionatului, după părerea mea. V-ați fi așteptat asta să-și dea demisia? Nu, sincer nu. De ce? Poate că o demisie de onoare era binevenită în seara asta. Era extraordinar și dădea bine și pentru el, pentru caracterul lui, pentru viitorul lui, dar cred că fiecare ține cu dinții de scaunul lui și încearcă absolut orice. Iar dacă îl demite înainte de campionat, de finalul campionatului și nu este pe primele trei locuri, pentru că este practic obiectivul, trebuie să-i plătească niște clauze din contract. Ce clauze? Din ce știți? Nu știu exact suma și nu vreau să... Vorbim de câteva sute de mii de euro? Probabil. Am înțeles. Da, deci asta ar fi ideea pentru care nu e dat afară, nu? Cu siguranță, da. Banii. Cu siguranță, pentru că clar, nimeni chiar dacă nu vorbesc, nu le convine, frate, cum se le convine, adică iubești, nu știu, ați văzut meciul la televizor. Da. Până în ultima secundă, frate, și la 4-0 și la 4-1, galeria a cântat continuu a cântat. Adică e o atmosferă incredibilă. Ai tot ce trebuie, ai tot. Ai un stadion superb, o galerie superbă, niște pantroni extraordinari. Ai o echipă de mare valoare. Și atunci, semnul de întrebare pe care îl punem cu toții, nu este vina antrenorului. Am înțeles. Credeți sincer că Bergodi mai poate să scoată echipa din criză sau echipa practic e scăpată, ca să zic așa, din hățuri? Păi, sincer, teoretic cel puțin, pentru primele trei locuri, încă sunt șanse matematice, sunt șanse teoretice. Sunt. Și atunci, practic, ar fi salvat în condițiile astea. Cum? Ce a zis? Că poate? Poate fi salvat. Eu, dacă termină pe locul 3... Bun, de acord, dar el va mai avea tărie morală, că și el e căzut, bietul Bergodi. Cred că o să-și revină. Da? Cred că să-și revină cât de repede, da. Probabil să-și revină echipa, adică trebuie să-i mobilizeze, clar, e... Se întâmplă ceva fantastic. Adică moralul lor este la pământ. Astăzi chiar m-am întâlnit cu ei, că toată ziua pe la Fenice, acolo ei sunt cazați acolo la Fenice, acolo servesc vasa și am stat de vorbă cu ei și cu săpunarul și vreau să spun că erau chiar foarte optimiști vis-a-vis de meciul ăsta. Mai erau câteva ore și începeam meciul, ei tot mai plecau de la Fenice. Și am stat destul de mult, am stat de vorbă cu ei și chiar mi-au spus, doamne, nu, astăzi 100% vrem victoria, trebuie să vă facem bucuroși. Da. Îmi cer scuze că când am intrat în direct cu dumneavoastră, mi-am salutat pe invitație dumneavoastră și îmi cer de scuze. Nu e nicio problemă. Salut cu tot respectul. Da, am înțeles. Șocat că la pauză era 4-0 pentru CFR, domnul Cristescu. Șocat cine? Eu? Dumneavoastră, da. Fără cuvinte. Mă uitam în gol, crede-mă, și nu vreau să cred. M-am ciupit de câteva ori. Bă, visez, e un coșmar. Chiar coșmar a fost. Da. De unde mă gândeam la o mare victorie și să ne spălăm rușinea și astea, am căzut în altă rușine și mai mare. Da, e regulă. Mulțumesc, domnul Cristescu. Seara bună, Nicolae Cristescu, fost acționar Rapidului. Mai încercăm să vedem dacă dăm de domnul Angelescu sau poate chiar de Gigi Corsicanu, să vedem dacă reușim să-i prindem. Sunt cu Vivi Răchită, Viorel Moldovan, Robert Niță, o altă seară tare de tot. Deci o altă seară tare. Pentru că chiar au fost super meciuri. Asta e etapa a treia, Robert, nu? Da. Bun. Da, etapa a treia. Faza de gol, da? Golul 4, da? Kilogramă și înțeleg că ai și o analiză, da, Robert. Da, avem că începem cu golul 2, din minutul 7. Cu o greșeală, rog colegii din regie să ne pună golul 2, minutul 7, să vedem cam ceea ce n-ar fi trebuit să facă Ioani, cum să ajunge în situația cu Cristea care fuge după Bârligea și din păcate e și o greșeală de poziționare neinspirată a Ioanii, că iese din poartă și asta se învață pe la copii și juniori, că în momentul când... Cel mai slab meci al lui Ioanii. Asta e o pasă în adâncime, în duel, Cristea cu Bârligea, el iese din poartă,
Cristea, care nu se uită deloc nici la Săpunaru, nici la Bădescu, care dacă era... se oprea Cristea, dacă se oprește, să duce în offside, dacă putem să facem un stop cadru, dacă putem să facem un stop cadru, uite, acum, uite unde e Săpunaru și unde e Cristea, 2 metri în spatele lui și a Ioanei, care clar, greșește. Dacă Cristea se oprește, să duce în offside. O minge asta descoperită. Nu ai voie să ieși din poartă. E în duel, atacantul este în duel cu Cristea, n-ai tu ce să cauți acolo, să sari, să încerci. Aici e clar, e greșeală. E greșeală mare. Adversarul trebuie să stea în poartă, dar pe mingea asta descoperită, când îl vezi că Dea care tot terenul în față și poate să joace și cu mingea tău, jos, tu ca apărător și la experiența pe care o are, vorbă, când o are și Cristi Săpunaru, da, și Cristi, da, trebuie să fie iar elastic defensiv, adică să iei puțină profunzime. Minutul 35, iar golul de 3-0. Asta e golul de 3-0. Uite unde e Cristi și uite ce prost iese. Nu comunică. Hai să vedem și golul de 3-0, vă rog, o pasă în tușe. Doar o secundă să-l salutăm și pe domnul Corsicanu. Bună ziua, bună seara, domnul Corsicanu. Bună seara. Doar o secundă să șterne Robert. Are o analiză de 30 de secunde și imediat. Vă ascultați și noastră, vă rog. Analiza golurilor CFR-ului, din păcate. Minutul 3, mai înapoi. Vă rog să fie mai dinapoi din momentul când ajunge mingea. Să-l vedeți și pe Brown cum se oprește și ridică mâinile în sus să-i reproșeze ceva probabil lui Cristea, dar... Uite ce face aici, uite cât de ușor îl driblează pe Brown, ajunge mingea și uitați-vă la Brown cum ridică mâinile și uite cum face să oprește, ăla pleacă mai departe. Ei au fost campion la ridicat din mâini, toți ridicat și Săpunaru ridicat din mâini. Ușurința cu care o tenă intră, unul contra unul, practic mingea rămâne acolo, școlii, Robert. Mingea dansează pe lângă minge, uite, nu, da, uite cum face, dreapta, ia, stânga, uite, hop, și uite, opa! Acum și uite, degajează Cristea și uite-l în cadru cum ridică mâinile. Cine s-o oprește? Cine? Bă, ce ai făcut? Cum îl Brown, cheamă? Brown. Și după aia execuția lui Bârlige. Hai să vedem și șahmat în minutul 45. Cu bine, asta a fost cel mai... N-am văzut așa fază de foarte mult timp. Da. Golul 4 a deci, golul 4 este totele declanșat. Moare Corsicanu. Da. Asta e realitatea. Uite cum iese iar. Uite, minge aici. Fii atent ce face. Nu-l atacă nimeni. Uite, iar hop. Și uite unde pleacă, nu se duce nimeni cu el. Pop, Harlem Globetrotters. Oprește, fii atent, iar face 3-4 biciclete, 1-2 pleacă și joacă. Ai mai văzut Viorela și acolo frumos? Acțiune extraordinară. Ai mai văzut în Superliga în ultimii ani? Nu. De Barcelona, Tiki-Taka. Nu mi-aduc aminte. Tiki-Taka Barcelona. Cred că au mai fost, dar oricum ăsta e o acțiune minunată. 1-2 pleci pe Dai și pleci. Dacă ce se întâmplă aici, fii atent. Uite cum iese, dai și pleci. Iese în centru, uite pleacă, Brown se oprește. Să duce mai departe, cere mingea, iar face hop, hop, pasă, pleacă pe le-au predat militare. Lecție de fotbal. Da. L-a văzut pe Djokovic. Djokovic și caută presionarul. Vrea să-l aștepte pe în zona centrală. Djokovic a marcat pe Brown. Mi-aduc aminte de meciurile mele cu Gloria Bistrița că trebuia să mă demarc. Când trebuia să te dai la o parte. Uitați la Djokovic cu ușurința cu care face Otele, uite, și am spus înainte de meci că aici va fi duelul. Uitați-vă la Djokovic. Gigi, mă auzi? Uite-l pe Djokovic, nu se plece cu el, pleacă la... Uite, nu, Djokovic nu are, a venit la pensie. El e primul pensionar care are pensie specială. Mai înțelegi, știi? Gigi, îmi trimit niște prieteni rapidiști poze cu televizorul, că se uită la meci, da? Și îmi scrie un prieten rapidist: te rog eu frumos, închide transmisia, destul, nu mai putem, înțelegi? Am mai și răgușit pentru gloabele astea, mai înțeles? E tristă, dar... Da. Gigi! Nu l-am înțeles, Coria, stai puțin. Nu-l înțeleg pe Robert, ce vrea să insinueze când... Nu ne insinuiem nimic, Gigi, că nu suntem aici să insinuăm. Aici ne uităm la fotbal și vedem că ne-au dat aia cu terenul. Nu, n-a insinuat nimic. Robert a prezentat faza de golul 4 care s-a analizat că a fost un gol de kilogramă. Nu, ce să se insinueze? A, nu, credeam nu. Că... Că ce? Ce-ai crezut? Nu i-a zis altceva, că a fost... Ce, că jucătorii, că n-au vrut să joace sau ce? Nu știu, ceva, așa să înțelegeam. Nu, nici vorba de așa. Nu, ce n-ai, nu se pune problemă. Gigi, tu știi că e și miezul nopții, tu știi că eu sunt direct. Mai ales la orele astea, nici nu mai îmi pasă. Sunt și obosit, înțelegi, nu mai mă interesează cu cine vorbesc. Tu știi că ești prietenul meu. S-a scandat demisia. Tu ești unul dintre, ești în momentul de față, practic, liderul de facto. Și te întreb direct, trebuie să plece Bergodi? Asta decide
patronul. Aha, da. Dă-mi un răspuns direct după părerea ta. Ce simți tu? Lasă ce decide patronul. Păi nu, eu nu pot să spun eu ce simt, că, pentru că nu vreau să influențez. Păi eu știu, dar galeria și tu faci parte din galerie. S-a scandat demisia minute în șir. S-a scandat, da, într-adevăr. Eu ce simt? Eu simt că la pauză am vorbit cu Daniel Niculae și cu Vasile Maftei și ei spuneau că tot ce se întâmplă în momentul ăsta sunt privilegiați jucătorii și tot ce înseamnă Rapidul actual sunt privilegiați, pentru că dacă s-a întâmplat chestia asta în perioada în care ei erau fotbaliști și Rapidul era condus cu 4-0 la pauză pe Giulești, spectatorii săreau în teren. Mm-hmm. Mai departe, decideți dumneavoastră sau... Da, da, înțeleg, da, înțeleg, înțeleg ce spui, da. Înțeleg. De ce s-a scandat adică demisii? Au tot da. Ce le trebuie, au salarii la zi, au cele mai mari salarii din România, au condiții, au totul pe tavă. Acum, eu am înțeles, am și spus-o în numărate rânduri. Nu e nicio presiune, nu e nicio problemă dacă nu câștigăm campionatul. Dar ce s-a întâmplat în seara aceasta nu prea e în regulă. Și eu îl respect pe Cristiano, dar cred că e de bun simț ca dânsul să, după o asemenea umilință, ca dânsul să spună că ridică mâinile și își vede de drumul dânsului. Dar nu alături de Rapid. Da, să rămână cu sufletul, să ne respecte, pentru că noi am arătat un respect deosebit și așa ar fi normal. Sunt de acord cu tine total. Mi se pare că e un discurs de foarte mult bun simț. Asta am spus-o eu. Acum sper să nu fi deranjat pe cineva, dar o spun așa la rețetă. Păi stai, Gigi, stai, nu te supăra. Dacă tu deranjezi și după 0, după 1-4, când la pauză ești condus cu 4-0 și tot tu deranjezi, înseamnă că aveți o problemă reală la club, dacă tot tu ai fi cel care deranjezi. Deci, nu, nimeni nu îi taie gâtul domnului Bergodi, nimeni nu îi sare la gât, nimeni nu spune că gata, acum momentul ăsta pleacă sau nu știu ce. Eu spun ce ar trebui din bun simț să facă dânsul. Au mai fost situații similare când Anghel Iordănescu a fost antrenor la Rapid și a avut o perioadă foarte dificilă și atunci a spus dânsul: domnule, vă rog frumos, acordați-mi încrederea și în cazul în care nu e bine, eu singur ridic mâinile și plec. Uh-huh. Eu cred că e o chestie de bun simț, cum s-a întâmplat și cu Adi Mutu la CFR acum, când după ce s-a întâmplat la meciul de cupă cu Corvinu Hunedoara, a avut onoarea și s-a dat demisia, așa să cred că ar fi normal să facă și domnul Bergodi. Uh-huh. Să nu se înțeleagă că îi cer eu demisia. Am înțeles, eu am înțeles perfect ce spui. Tu spui cum ți se pare normal și normal și moral, Gigi. Da, 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 moral. Pentru că dânsul a avut tot ce a fost mai bun la dispoziție. Chiar dacă nu câștigam campionatul, eu am spus: domnule, e normal că ai progres în timp. Dar când ajungi să fii umilit, e o chestie de bun simț să spui: domnule, hai, poate ceva nu e în regulă, poate jucătorii nu mai mă vor, poate am pierdut eu controlul, poate nu mai știu să gestionez situația echipei. Și atunci putea să se gândească și dânsul la o variantă de genul ăsta, părerea mea. Nu înțeles. Mutu e o variantă? Nu pot să discut eu. Din punctul ăsta de vedere, nu e menirea mea să fac astfel de analize. Am înțeles. Jucătorii cum ți s-au părut? Jucătorii, ce să spun, nu vreau să-i jignesc, dar la cum s-au comportat suporterii în seara aceasta, eu consider că dacă eu eram în locul lor, nu mai ieșeam pe stradă. Adică suporterii au încurajat din minutul 1 până minutul 90. N-am văzut răutate, n-am văzut nimic.
cel puțin din respect pentru oamenii aia care erau în tribune și încurajeau și la 4-0 cântat tot stadionul. Nu știu dacă ați mai văzut așa ceva. Da, 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 da. Deci, n-am mai văzut, da, am văzut că am văzut stadionul, da. Nu știu, Păciulești să fii încurajat la 4-0, să cânte ca și cum tu conduci cu 4-0. Și să nu vezi o determinare, o răutate. Nu, o tresărire de orgoliu măcar. Da, ceva așa, respectul față de oamenii care te încurajează și cred în tine și te acordă respectul, încrederea, tot ce e mai bun, tot ce se poate acorda, nu știu ce, nu pot să înțeleg. Păi poate ar trebui să știe puțin și de frică, Gigi, poate ați devenit mult prea eleganți în Giulești acolo. Și asta vă dăunează. Nu știu, vezi, nu pot să discut din punctul ăsta de vedere, pentru că uite ce se întâmplă cu, avem liderul galeriei reținut, poate asta să vrea, poate să vrea schimbarea atitudinii suporterilor, poate să vrea să fim așa, suporteri de fotoliu, să aplaudăm și să ne vedem de treaba noastră, să fim liniștiți, să nu mai putem să contestăm pe nimeni, să nu mai putem să ne exprimăm doleanțele noastre. Eu, Gigi, nu, voi nu o să fiți niciodată suporteri de fotoliu, doar că echipa Rapidului arată ca niște, are niște jucători care arată ca niște jucători de fotoliu, să știi. Da, da. Din păcate așa e. Deci crede-mă, mă uitam la acest băiat, la Djokovic. Deci crede-mă, acest om, acest fotbalist, că mă refer ca fotbalist, nu mă interesează ce face el în timpul liber, este ultimul pensionar de lux pe care l-am văzut în fotbalul românesc. Eu n-am văzut așa ceva, crede-mă. Nu putem să ne raportăm la un singur fotbalist. Am dat doar un exemplu. Am fost o echipă și nu aș vrea să ne raportăm la un singur jucător din tot lotul. A fost o echipă și în mod normal, toți ar trebui să aibă așa o rușine față de ce s-a întâmplat, față de noi, față de suporteri. Au multe datorii morale față de suporterii Rapidului, pentru că au fost alături de ei întotdeauna, chiar și în seara aceasta. Am dat o lecție de loialitate, de atașament, de tot ce e mai bun. Da, momentan jucătorii nu vă merită, Gigi. Da, da, din păcate așa este. Bine, mulțumim mult de tot. A fost Gigi Corsicanu, liderul în acest moment în locul lui Bocciu. Haideți să vedem ce a spus și Dican scurt și după aceea revenim 2-3 minute cu concluzii, că na, mai mergem și pe acasă, nu? Că e deja după miezul nopții. Mâine avem altă ediție specială pe un alt meci foarte, foarte interesant. FCSB Universitatea Craiova, din păcate fără Mitriț. Știi cum e? Parcă e un meci așa cu jumate din spectacol tăiat. Dican și revenim cu concluzii. Bună seara, un alt CFR în această seară. Cum ați transformat dumneavoastră împreună cu Hoban această echipă să puteți să câștigați atât de lejer, am putea noi spune, dacă ne uităm pe tabelă? Bună seara, în primul rând, nu cred că noi am transformat. Cred că jucătorii ăștia erau și cei dinainte. Doar că astăzi au dat dovadă de devotament, atitudine exemplară și nu pot să zic decât șapo pentru ceea ce au făcut astă seara. Unde s-a câștigat meciul ăsta? Cred că de la un cap la celălalt am dominat meciul și am meritat cu prisosință să câștigăm acest meci. A fost vorba de determinare, de ambiție poate mai mare, de nu știu, pentru că și nici ei nu o duceau. Nici ei nu, dar cred că determinarea și ambiția și atitudinea au fost cele corecte, care până acum, din punctul meu de vedere, au lipsit. Cum credeți că ați surprins totuși și Rapid? Vă așteptați din partea Rapidului la altceva sau ați știut să-i blocați? Nu, știam ce joacă Rapidul, știam că sunt periculoși pe tranziție și am încercat să nu le oferim spații ca să ne surprindă, ceea ce sunt la fel de vulnerabili pe tranziția lor negativă. Bârlige azi 3 goluri pentru el. Ce da, poate însemna pentru un fotbalist tânăr o astfel de evoluție? Da, e, cum să zic, un hat-trick care ar trebui să nu se oprească aici, a trebuit să confirme acest hat-trick și în meciurile care urmează.
În meciurile care urmează, mai rămâneți să pregătiți echipa, pentru că se vorbește tot mai mult de revenirea lui Dan Petrescu. Cum e pentru dumneavoastră? E simplu. Pentru noi e simplu. Suntem aici, pregătim meciul și la revedere. Doar va trebui să confirmăm rezultatul din această seară. Că dacă nu vom confirma rezultatul din seara asta, atunci va fi nul. Vă întreb altfel atunci. Luptați dumneavoastră cu echipa pentru câștigarea titlului sau se alătură proiectului și Dan Petrescu? Ce știți? Asta pot să vă zic că conducere, nu pot să vă zic. Mulțumim. Cu plăcere, la revedere. Da, v-am zis-o noi la Fanatic. Bă, da, golul 4, bă, ce... Bă, lecție Vivi, de fotbal. Bă, Roberte. Lecție de fotbal. Bă, Vivi. Toată faza. Bă, frate, toată Guardiola, tiki-taka, bam, 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 cu poarta goală. Zi, nu și mă uitam, bă, tehnic, hotele ăsta, da. Mă, mamă, uite, păi, uite, mă, uitați-vă în mijlocul, mă, uitați-vă în mijlocul, unde sunt mijlocașii centrali. Uite-l pe Djokovic, priviți, uite-l pe Djokovic, uitați-vă la Djokovic, ia uite-l pe Djokovic, ia, n-are nicio treabă, uite-l pe vârful, l-ai văzut pe Djokovic, ia mai dați-vă faza urmă, l-ai văzut pe Djokovic. Uitați-vă la Albu, Albu, de ce ești, mă, în presiune la... ăla care Albu, depasă la Djokovic. Albu, la, Albu la, unul dintre cei mai slabi de pe teren. Stai, mă, ține zona, uite, el se duce în presiune. De ce ești de acolo? Foarte greșit, ăsta nu-l atacă, Brown stă departe, uite ce fac. Băi, dar uitați-vă la Djokovic. Uite, aici, uite, aici, aici, de ce te duce acolo? Dar uitați-vă la Djokovic cum dansează ca Fred Astaire, ia uite-l! Lasă joace prin fața ta, de ce trebuie să ieși de acolo? Doamne, doamne. E fază de manual. Din bandă, de aici intri în centru, un doi cu jucătorul din centru terenului, atac spațiu. Prinde rapidul cupele europene? În momentul de față cu jocul ăsta greu. Mm? Greu. Trebuie să fim realiști. E echipa care după 3 meciuri are 0 puncte, Horia. Adică, îți dorești, vrei, dar sunt 3 meciuri, 0 puncte, nu ai nicio speranță, practic. Nu vezi ceva... Nu știu, să se întâmple o metamorfoză, ceva... Asta tot meciul, ca să vedem la meciul, da. Cred că dau totul, într-adevăr. Dau totul cu FCSB. Vivi, poate să devină un pericol CFR-ul pentru FCSB, ținând cont că au 2 meciuri? Nu. Directe? Nu. În condițiile în care nici nu au un antrenor plin pe bancă, în condițiile în care FCSB-ul, dacă mâine și cu un egal... Astăzi, da... În egal sunt campion 90%, pentru că au și punctul acela care să... Deci, da, Gigi Becali va fi antrenorul anului, ca să spun așa. Gigi Becali. Seară frumoasă azi. Da. Meci deosebit. Pentru voi. Ce frumoasă. No, frumoasă. Frumoasă. Șocantă. Eu sunt bine. Nu vine să șocantă. Eu sunt bine. Leuții mei au dat 4, giuleștenii mei au luat 4. Deci e o baladă. E bine. Mă auzi, știi cum e, da? Grumea un prieten, știi? Și îmi zicea un prieten, zice, le-a dat cât un gol pentru fiecare 10 ani a lui Săpunaru. Mai înțeles? 4-10-40, da. Bine, scurt, ce vedem, ce va fi astăzi la FCSB Universitatea Craiova? Nu joacă Băluța la FCSB, nu joacă Mitriță la Universitatea Craiova, nici Screciu nu va intra titular din informațiile mele, nici Bancu nu joacă, nici Ndong nu joacă. Deja, deci pierderi mari. Deja, ce? Și Craiova te zice pe care își face aroganță. Mă, dacă nu joacă Mitriță, nu-l bag nici eu, mă, pe Florinel. Hai, mă, Mihai, să jucăm de la egal la egal. Face o aroganță pe milioane investite. Ce aroganță? Ce? Favorită FCSB? Da, favorită, mai ales Mitriță fie mai mult de jumătate 60% din echipă. 60% și a potențial echipei. Scripirile lui Mitriță... Da. Craiova era locul 6-7. Craiova da. Să producă ceva pe animația ofensivă. Deci Mitriță i-a cam dus în spate. Nu. E o pierdere care nu poate fi au substituită. Au pierdut și meciul de cupă, au pierdut și Mitriță. Mă știi și cum e? Dependența față de un jucător, ceea cel mai bine se vede la Craiova cu Mitriță. Nici o altă echipă nu stă atât de mult într-un jucător. FCSB-ul mai are un Coman, dacă nu e Ola, e un Olaru. E Târnoveanu în poartă. Ah, vedem ce s-a întâmplat diseară. E greu, Vivi, dar... mulțumesc. Mulțumesc mult, Jorel. Mulțumesc mult, Robert Niță. Ne revedem astăzi cu Fanatic Superliga tot la 19:30, cu o oră înainte de marea finală sau sperăm, acum știți voi, poate prima finală. Pentru tot ce înseamnă competiția. Pentru că dacă FCSB-ul e bate... ultima finală, da, sau ultima finală, da, dacă FCSB-ul bate, gata, s-a terminat și câștigă pe merit campionatul. N-ai ce să le spui. Jos pălărie.
chiar n-ai ce să le spui. Cea mai constantă echipă... Au câștigat puncte și când au jucat prost. Da. Asta e la FCSB marea schimbare. Bine, mulțumesc tuturor colegilor care ne-au ajutat. Mulțumesc și colegilor de la Fanatic și lui Cristi Coste, care ne-a dat informații calde de la stadion, și producătorului, lui Adi și băieților din regie, toți care au pus umărul, le mulțumesc mult de tot. Rămâneți în continuare cu canalele Prima Sport și ne revedem mâine. Mâine o zi interesantă. Mâine ce e? Că mâine e meci tare. Astăzi ce e în Anglia? Meci tare înainte. Stai că avem un meci tare. Ce e în Anglia? Ba da, e Arsenal sau nu mai știu United? Ce. Sau United? United. Da? Nu mai știu exact. Dar știu că e meci. Ia uite-te. Ia uite-te pe Anglia. Hai ca să le dăm la oameni informații. Da? Cine ține cu Bayern? Manchester United. Așa, știam că e meci. Da. Deci mâine, înainte de emisiune, avem Manchester United Liverpool în direct aici pe Prima Sport. Emisiune și după aceea marea partidă de pe Arena Națională. În încheiere... Da, na, stai, nu fugi, nu fugi. Așa, în încheiere am o întrebare la tine, încuietoare. Ce e astăzi, sâmbătă? Zicem că e sâmbătă astăzi. Ce e astăzi, Viorel? Ce e astăzi? Ce se întâmplă azi? Eram sigur că nu. Sâmbătă sau... Da. Astăzi, 6 aprilie, da? Se zice că e sâmbătă, da? Astăzi, sâmbătă, 6 aprilie. Data de 6 aprilie nu spune nimic? Acum 18 ani? Sfertul de vis, Rapid, Steaua? Când ai plâns după meci. Acum 18 ani, când ai plâns după meci? Da. 18 ani au trecut 18 ani. Și arăți la fel de tânăr. Da. Tu ai marcat în Giulești. Tu ai marcat în Giulești. Da. Da, la 1-1 și a fost 0-0 deci în Ghecea. 18 ani. Da. Magie, și nu se împlinesc azi 18 ani de cât în acel sfer faimos Steaua va elimina după 0-0, 0-0 și 1-1 pentru gol marcat în deplasare. De egalitate am avut pe Tu ai înscris în Giulești. Pe Național Arena, nu era Național Arena. Am făcut pariu că nu știi. Cu ai mei. Deci 18 ani au trecut și s-au împlinit. Azi, 6 aprilie, au trecut 18 ani de când Steaua v-a scos în acel sfert care, istoric pentru fotbalul românesc. Era Europa League, nu? Da. Vremuri frumoase, amintiri frumoase. Da. Chiar dacă poate n-au fost plăcute pentru și noi, dar oricum moment senzațional. Două echipe în sferturi de finală de cupă europeană. Viorel, meritați să fiți aplaudați în picioare toți, și de la Steaua și de la Rapid. 18 ani au trecut. Să sperăm, Horea, 18 ani. Vom mai vedea în viitor apropiat echipe până în aceste 18 ani. 18 ani. Nu știu, n-am știut, dar enorm de mult. Da, foarte mult. Mulțumesc. Seară minunată. Rămâneți cu Prima Sportul.